Dragi surori, v-aș îndemna dacă aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, deschideți împreună cu mine la Cartea Luca, capitolul 11. Vom urmări primele patru versete. Deja am citit versetul 1, mai adăugăm următoarele trei. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit, când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El i-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Pe cât de credincioși și de pioși ne credem noi, rugăciunea este ceva nenatural naturii și ființei noastre umane. Rugăciunea este ceva ce cu mult transcede ceea ce înseamnă viața noastră umană. Se amintea chiar mai devreme, citat din Roman, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Bine ar fi dacă am ști cum ar trebui să ne rugăm, realitatea este că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Rugăciunea este ceva nenatural pentru natura și pentru ființa noastră. Chiar și pentru cei ce am crescut în spațiul evanghelic și am fost crescuți în adunare, care am mers la biserică, am învățat să ne rugăm de mici, ne-am rugat acasă împreună, rugăciunea este ceva nenatural. La un moment dat, la o părtășie, la o masă, un frate se ruga pentru binecuvântarea mâncării. Doamne, aici suntem, știi ce vrem, amin. Pentru că așa este viața noastră de rugăciune, nenaturală pentru ceea ce înseamnă nevoile care noi le avem. Și totuși, suntem chemați, mandatați prin cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și ca rugăciunea noastră să aibă efect, ca ea să fie ascultată, ca rugăciunea noastră să pătrundă mai presus de tavan, cum zicem noi, este nevoie să ne rugăm așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Riscul cel mai mare care noi îl avem este să avem niște rugăciuni publice extraordinare, cu strigăte, cu lacrimi, cu cuvinte elocvente, într-un mod în care vor spune oamenii: uite ce om pocăit. Dacă ăsta se roagă, pe ăsta sigur îl ascultă Dumnezeu. Și este un risc major să ne rugăm într-un mod extraordinar în public, când de fapt în spate să nu fie nicio substanță la această rugăciune. Era de fapt rugăciunea fariseului, care știa bine să roage în public, dar de fapt în interior n-avea nimic de a face cu Dumnezeu. Dacă vă uitați la viața Domnului Iisus Hristos, veți remarca un lucru extraordinar de important. Rugăciunea publică a Domnului Iisus Hristos era cât se poate de simplă și de exactă. Apoi era în spatele ei o rugăciune mult mai profundă, care nu era văzută în spațiul public. La mormântul lui Lazar se roagă Domnul Iisus Hristos pentru învierea mortului care de 4 zile era în mormânt. Mă întreb, oare cum ne-am rugat pentru așa o situație? Presupun cu o rugăciune cu mari strigăte, cu insistențe, cu stăruință foarte multă, cu o dorință asiduă ca Dumnezeu să dea o biruință, o înviere. Probabil că așa ne-am rugat. Observați cum se roagă Domnul Iisus Hristos pentru o astfel de situație. Ioan, capitolul 11, cu versetul 41. În 2 versete, îi cuprinsă toată rugăciunea. A luat doar piatra de la locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus. În urma acestei rugăciuni atât de simple, face o strigare: Lazare, ieși afară, și mortul a înviat. O rugăciune atât de simplă, cu un rezultat așa de extraordinar. Și mă întreb, de ce de multe ori rugăciunile noastre mari, pompoase, pline de cuvinte, cu strigăte, cu lacrimi, nu sunt ascultate? Pentru că observați, dragi surori, dragi care sunt împreună cu noi, frați și surori care ne urmăriți poate și de online, că este necesar să ne rugăm așa cum vrea Dumnezeu și nu așa cum credem noi că ar trebui să fie făcută rugăciunea. Ceea ce nu se observa în viața publică a Domnului Iisus era rugăciunea privată din spate, care dădea rezultatele din viața publică a Domnului Iisus. De aceea ne spune Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, El, care în timpul vieții sale s-a rugat cu strigăte mari,
și cu lacrimi când se ruga el. Era surprinzând de multe ori seara, noaptea, când alții dormeau și se linișteau, el se ruga înaintea Tatălui. Înainte ca să facă alegerea celor 12, zice Biblia că s-a rugat toată noaptea. Aceste rugăciuni din spatele cortinei erau, dacă vreți, rezultate a biruințelor majore care veneau în zilele următoare. Rugăciunea care o vrea Dumnezeu nu este aceea publică făcută fastoasă, ci aceea rugăciune din spatele cortinei care nu vede nimeni, dar care o ascultă Dumnezeu. Mai mult, Domnul Iisus avea un obicei al rugăciunii. Ne spune Sfântul Cuvânt în Luca 11:1, într-o zi, când se ruga într-un loc anumit. Era un obicei al rugăciunii. Și aș vrea să fac aici o observație. Dacă Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu și El se ruga lui Dumnezeu, de ce se ruga Domnul Iisus? Pentru că El era Dumnezeu. N-avea nevoie să ceară nimic pentru că toate erau ale sale. De ce se ruga Domnul Iisus? Ca să ne lase nouă o pildă, că avem nevoie să menținem o relație împreună cu Tatăl și că avem nevoie să avem aceea supunere în fața voii lui Dumnezeu. Totuși, Tată, nu cum voiesc eu, ci voia Ta se facă, se ruga Domnul Iisus. Asta înseamnă că eu mi-aliniez viața mea întotdeauna în perspectiva voinței lui Dumnezeu. Și dorințele mele, nevoile mele, se aliniază în fața voii lui Dumnezeu. Astfel de rugăciuni primesc răspuns din partea Domnului. Observând viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos, ucenicii au fost atât de marcați încât la un moment dat exclamă: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Acum, dacă ați umblat împreună cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate, ați văzut vindecări extraordinare, ați văzut cum învie morții, ați văzut cum se mulțește pâinea, ați auzit cuvinte cum n-a vorbit nimeni niciodată, ați văzut manifestare de putere, umblat pe ape, eu vă întreb, ce ați fi cerut de la Dumnezeu? Ce ați fi cerut Domnului Iisus Hristos? Mă gândesc că puteau să întrebe ucenicii: Doamne, învață-ne să învie morții. Doamne, învață-ne cum să vindecăm bolnavii. Doamne, învață-ne cum să înmulțim pâinea. Doamne, învață-ne cum să facem lucrări deosebite. Dar atât de pătrunși au fost de această realitate a rugăciunii Domnului, încât o singură dorință au avut în fața Domnului Iisus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. În viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos era o putere așa de reală încât au fost marcați o astfel de rugăciune, o viață de rugăciune, mi-o doresc și eu. Și un ucenic a îndrăznit să spună: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, așa cum Ioan a învățat pe ucenicii săi. Ei bine, dragi surori, este important să înțelegem că privind la învățătura Domnului Hristos în Noul Testament vis-a-vis de rugăciune, suntem chemați să păstrăm un echilibru important și să învățăm ce vrea Dumnezeu de la noi ca să ne rugăm în așa mod în care Dumnezeu să ne asculte. Aș intitula mesajul în această zi, în prima sesiune, cum să ne rugăm ca să fim ascultați? Sunt deplin convins că toate v-ați rugat până acum împreună cu noi toți. Ne-am rugat de multe ori, dar nu de multe ori poate s-a întâmplat să putem mărturisi cu multă bucurie că Dumnezeu și ne-a ascultat atunci pe loc rugăciunea. Poate au fost rugăciuni ascultate mai târziu, poate au fost rugăciuni care încă n-au fost ascultate și se pune o întrebare: de ce n-ascultă Dumnezeu rugăciunea? Despre omul Dumnezeu George Mueller se spunea că avea înregistrate undeva la 35.000 de rugăciuni ascultate de Dumnezeu. Într-o dimineață, având un orfelinat care îl îngrija el, au depistat că nu aveau mâncare pentru copii și nu știau ce să facă. În dimineața aceea, el s-a ridicat și a zis: facem o rugăciune să mulțumim pentru mâncarea care vom mânca. Toți s-au uitat de jur împrejur, pe masă nu era absolut nimic. Ce rugăciune să fie aceasta când n-ai mâncare pe masă? Dar s-a rugat cu credință, mulțumind lui Dumnezeu pentru mâncarea care vor mânca în aceea dimineață. Când a încheiat el rugăciunea, a bătut la ușă cineva. Când a deschis ușa, era brutarul, spunând că a primit o comandă mai mare și comanda n-a mai fost luată și rămânând foarte multă pâine, n-a vrut să o arunce, vreau să o dea orfelinatului. A pus pâinea pe masă. În același timp s-a oprit o mașină în fața casei lor, unde erau copii adunați, și era lăptarul din sat, spunând că avea o comandă mare, dar s-a stricat mașina și nu poate merge mai departe. Și în loc să se strice laptele, mai bine să-l dea la copii să-l bea. Pâinea și laptele a ajuns, s-au pus și au mâncat.
o rugăciune simplă și ascultată. Mă gândesc ce fel de credință a avut omul acesta ca să se roage în felul acesta. Zicea George Mueller, dacă sunt în rugăciune și dacă ar veni regina Angliei să vrea să vorbească cu mine, să stea la ușă să aștepte, eu mă rog și vorbesc cu împăratul. Gândiți-vă ce însemna viața de rugăciune a acestui om și ne bucurăm când auzim astfel de exemple minunate. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu este Dumnezeul unor oameni mari, unor păstori deosebiți, unor oameni elocvenți, ci este Dumnezeul oricărui care crede în El. Aici se include orice soră, orice femeie, orice mamă care vine cu sinceritate înainte lui Dumnezeu. Dragi surori, Dumnezeu ascultă rugăciunea dumneavoastră. Dar se pune o întrebare, cum să ne rugăm ca să fim ascultați? Un detaliu important din textul acesta este prima parte, versetului 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Mie asta îmi spune, dragi surori, că rugăciunea în viața Domnului Iisus Hristos nu era un lucru accidental, ci un lucru intențional. Adică rugăciunea avea un scop specific și era practicat de Domnul Hristos intențional. Noi de foarte multe ori ne gândim că ne rugăm atunci când e nevoie, atunci când apare o situație, atunci mergem la rugăciune. Când găsim timp în zi, ne vom ruga și noi. De bună oară, undeva seara înainte să ne culcăm, acolo lângă pat, Doamne, aici suntem și ce vrem și ne punem în pat, că suntem obosiți, ca a doua zi vine altă zi de lucru. Rugăciunea avea un loc intențional în viața Domnului Iisus. Într-un loc anumit era Domnul Iisus Hristos la rugăciune. Era un loc în care El stătea în părtășie cu Tatăl și își făcuse timp să stea la rugăciune. Dacă pentru noi rugăciunea este strict un lucru accidental, atunci când va fi nevoie, atunci când găsim un moment, atunci când vine cineva la noi și spune, nu facem o rugăciune împreună, înseamnă că n-am înțeles necesitatea rugăciunii din viața noastră. Rugăciunea este un act intențional, nu accidental. Și când vom începe să tratăm rugăciunea astfel, vom realiza că Dumnezeu vrea să asculte rugăciunile noastre. De aceea Domnul face referință la așa numita cămăruță în Matei capitolul 5. Cei tu când te rogi, spune Biblia, încuie-te în cămăruța ta și Tatăl tău care vede în ascuns îți va asculta rugăciunea. Ce spuneam că rugăciunea fariseică Dumnezeu nu ascultă. Vii la adunare, ridici mâine către Dumnezeu, Doamne, Tu care ai creat cerul, stelele, penguinii pe Antarctica, Doamne, și așa te rogi de frumos și oamenii spun, mă, ce rugăciune frumoasă. N-ascultă Dumnezeu rugăciunea aceasta, că Dumnezeu n-are nevoie de spectacolul tău, ci Dumnezeu ascultă rugăciunea din cămăruță, pentru că, spune Biblia, Dumnezeu care te vede nascuns. Dacă n-ai credință în Dumnezeu, nu te rogi. Și aici stă întreaga taină a rugăciunii. Evrei capitolul 11 cu versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește celor ce vin la El. Dragi surori, rugăciunea care Dumnezeu onorează este rugăciunea ancorată în Dumnezeul în care crezi din toată inima că îți vede și îți ascultă rugăciunea. Adică atunci când te pleci pe genunchi în cameră și nu este nimeni cu tine, te rogi pentru că ai de plină certitudine că Dumnezeu este acolo. Și vreau să vă spun ceva. Nu cred că este normal să facem astfel de rugăciuni. Doamne, dacă Tu mă vezi și pe mine, Doamne, dacă Tu ești acolo, Doamne, dacă Tu mă asculți și pe mine, fără să se întâmple lucruri cu tare. Pentru cei care am avut astfel de experiențe cu Dumnezeu deosebite, mărturii frumoase cu Dumnezeu a vindecat, a ascultat rugăciunea, dragi surori, noi nu avem scuză să ne rugăm astfel de rugăciuni. Rugăciunea asta se roagă numai ăla care e băștinaș într-o insulă undeva, care încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și într-un moment de cercetare, el spune, dacă Dumnezeu ăla lui creștin există, acum să fac o minune pentru mine. Pentru ăla Dumnezeu face o minune. Dar pentru noi care îl știm pe Dumnezeu, astfel de rugăciuni denotă necredință, nu credință în Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu onorează rugăciunea cu credință făcută înaintea Lui. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu te rogi dacă ești, ci, Doamne, pentru că ești,
vin înaintea ta în rugăciune. Doamne, ajută la aceasta. Observați mai un detaliu important care se observă din rugăciunea sau din învățătura Domnului Iisus. Textul paralel cu Tatăl nostru îl mai găsim în Matei, în capitolul 6, în predica de pe munte. La un moment dat, predicând, Domnul Iisus ne spune astfel, în versetul 7, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Un detaliu important, știți că păgânii se roagă? Fiecare religie practică rugăciunea. Musulmanii se roagă de 5 ori pe zi și lor nu le pasă că ești în mijlocul traficului, că ești la lucru, că s-au sunat clopoțelul. Ei se roagă, își pun covorașul și își fac închinăciunile lor. Știți că budiștii se roagă și se roagă mult mai mult ca noi. Se roagă până acolo când, intrând într-un stare de mantră, de repetiție constantă a unor cuvinte, ajung să vorbească în alte limbi. Știți că budiștii practică astfel de lucruri? Și ei spun că în acele momente se conectează cu Universul și stau în părtășie și devin una cu Universul. Știți că ei practică astfel de lucruri? Și eu mă întreb, creștinii, cât de mult se roagă înaintea lui Dumnezeu? Pentru că aici ne spune Sfântul Cuvânt că păgânii se roagă. Dar observați câteva detalii. Tu când te rogi, nu te ruga ca și păgânii, care cred că dacă vor spune mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Noi credem că biruința este proporțională cu lungimea și complexitatea cuvintelor care le spunem. Dar revin, când tu crezi în Dumnezeul în care te rogi, n-ai nevoie să vii cu niște lucruri așa de complexe încât să te uimești și tu de ceea ce poți să-i spui lui Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu te vede, te aude, te știe, crezi că îl poți impresiona tu pe Dumnezeu cu cuvintele tale? Eu vin cu o rugăciune simplă, dar ancorată în credință că Dumnezeu mă ascultă, mărit să fie numele Domnului. Să nu fiți ca păgânii care bolborosesc o serie întreagă de cuvinte crezând că astfel vor fi ascultați. Și observați de ce. Căci Tatăl vostru care este în ceruri știe ce aveți nevoie mai înainte ca să veniți înaintea Lui la rugăciune. Și atunci aici apare un detaliu extraordinar de important. Dragi surori, rugăciunile noastre n-au scopul să vină înaintea lui Dumnezeu cu cereri care El să ia aminte ca și cum El n-ar fi știut, ci rugăciunile noastre au scopul să recunoaștem că Dumnezeu este în control, ne cunoaște nevoia și va lucra după bunătatea și după îndurarea Lui. Asta este rugăciunea care se pune înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă. Când recunosc că Dumnezeu mă știe, mă vede, mă aude, îmi știe nevoile mele, rugăciunea aceea ascultată de Dumnezeu, rugăciunea aceea în care eu vin cu disperare, Doamne, dacă ești acolo, văileu, văileu, Doamne, ajută-mă. Păi asta e rugăciune de disperare, de criză, de... înseamnă că tu încă n-ai înțeles că Dumnezeul tău este în control. Și atunci rugăciunea ascultată de Domnul este rugăciunea în care tu știi că Tatăl știe, dar tu vii înaintea Lui recunoscându-I supremația, suveranitatea și faptul că El este în control. De fapt, este un exercițiu de încredere în Dumnezeu. Și atunci se pune o întrebare, de ce să ne rugăm, cum să ne rugăm ca noi să fim ascultați? De multe ori noi gândim că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune de sine stătătoare. Și precum alte confesiuni, am învățat și noi o rugăciune. Și o spunem împreună copiii, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Și ne rugăm dimineața și seara. Și nu este rău că ne rugăm împreună copiii această rugăciune. Dar la fel ca și noi, au învățat și alții rugăciuni. Și se roagă și bisericile tradiționale, după rozar, Născătoarea și Îngerelul și Credeul și rugăciuni învățate care le pun înainte lui Dumnezeu. Și se gândesc că dacă vor repeta o sumedenie de rugăciuni învățate, Dumnezeu acum e dator să ne asculte nouă rugăciunea. Ce vrea să spună Sfântul Cuvânt prin rugăciunea Tatăl nostru? Dragi surori, dragi ascultători, rugăciunea Tatăl nostru este un model de rugăciune. Nu neapărat o rugăciune de sine stătătoare. Este un mod prin care suntem învățați să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu,
ca Domnul să asculte rugăciunea noastră. Aceasta este rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Observați pe scurt tiparul care Domnul Hristos ne-l prezintă pentru noi. Am să iau textul rătulat din Matei capitolul 6, versetele 9 la 13. Haideți să observăm cum arată această rugăciune. În primul rând, când vrei ca rugăciunea ta să fie ascultată, încep cu Tatăl nostru. Adică îl recunoști ca Tată, ca suveran, ca cel care este în control. Mai mult, îl recunoști că în relația de rugăciune, el este tatăl tău și nu-ți poate fi tată dacă tu nu ești fiu. De aceea ne spune Ioan capitolul 1 cu versetul 12, dar tuturor celor ce au crezut în el, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Adică în momentul când îi spun tată, eu recunosc că sunt fiul său. Eu dacă n-am o relație cu Dumnezeu, dacă n-am făcut legământ cu El, dacă nu sunt într-o relație cu El, cum să-i spun tată când nu-mi este tată? Am un set de părinți care Dumnezeu mi-a dat și prin căsătorie mai am socri care și pe ei consider părinți ai mei. Pe lângă aceștia, la nimeni nu-i spun tată. Ei, că onorific îi spun unuia ca un fel de tată spiritual, că-l respect. Dar literalmente, tatăl meu este numai unul care m-a născut. De aceea, relația aceea contează. Și în sensul acesta, dragi surori, când vorbim despre rugăciunea ascultată de Dumnezeu, este o rugăciune care începe cu relația aceea dintre mine și Dumnezeu. Dacă am crezut în El, dacă am făcut legământ cu Dumnezeu în apă, dacă mi-am predat viața Lui, celor ce au crezut în El a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu și copiii îl pot numi Tată, mărit să-i fie numele. Și pentru că sunteți fii, v-a trimis în inimă pe Duhul Sfânt care vă face să strigați Ava, adică Tată. Momentul când suntem în stăruință și primim botezul cu Duhul Sfânt, Tatăl confirmă pentru noi că suntem literalmente copiii lui Dumnezeu. Aceea certitudine mi-o dă în rugăciune că Tatăl este și Tatăl meu. Și de aceea rugăciunea ascultată de Dumnezeu este aceea care începe cu relația aceasta în care eu recunosc că Dumnezeu mi-este Tată. Este Tatăl nostru care este în ceruri. Pentru că este în ceruri, se diferențiază de tatăl meu pământesc. La tata mă duc cu orice nevoie eu am, crezând că tatăl meu va face tot ce-i stă în putință să mă ajute. Pentru că de-aia e părinte și de-aia e tată. Și de-aia noi care suntem părinți, suntem gata să facem orice pentru copiii noștri care vin la noi. Spunea Domnul Hristos, dacă voi care sunteți răi, că ne măgulim noi că suntem buni, dar răi suntem, că așa suntem noi, natura noastră umană, nenăscută din nou. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri și aveți inimă de mamă, de tată și vii cu dragoste și îl înfășori cu dragoste și îl ajuți și îl mângâi și îi dai ce are nevoie. Păi dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da lucruri bune, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și atunci, când zic Tatăl nostru care ești în ceruri, eu recunosc că acest Tată este Tatăl meu prin relația mântuirii, dar este mai presus de orice, este mai mare decât Tatăl meu pământesc, este Cel care stă deasupra tuturor, este în ceruri, mărit să-i fie numele Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se, zice Sfântul Cuvânt. Când invocăm ideea de sfințire, înseamnă a fi pus cu totul deoparte. Și aici eu recunosc că Dumnezeu este sfânt prin atributele sale, adică întru totul pus deoparte. În categoria Dumnezeu nu mai încape absolut nimeni. Este Dumnezeu și nimeni altcineva. El este de unul singur, pentru că este Domnul și Dumnezeul nostru, mărit să-i fie numele. Că sunt îngeri, că sunt puteri, că sunt, dacă vreți, autorități spirituale create care noi le percepem prin cuvântul lui Dumnezeu, sigur, dar Dumnezeu este unul singur și este Tatăl nostru. De aceea când spui sfințească-se numele tău, tu de fapt recunoști faptul că Dumnezeu este pus deoparte, afară de oricine altcineva. Nimeni nu se poate compara cu Dumnezeu. Și dacă vin la El, am certitudinea că numai El singur mă poate ajuta în toate nevoile mele. Sfințească-se, spune Biblia, numele tău. Când invocăm ideea de nume al lui Dumnezeu, ne reprezintă aici calitățile acelea care El ne le-a reprezentat prin cuvântul Său, descriindu-și numele.
Când Moise întreabă, spune-mi numele tău. Mă voi duce la acești oameni și mă vor întreba, cine-i Dumnezeul care te-a trimis? Și ce o să le spun? Și la cei care te vor întreba, le spune Domnului Moise, să le spui, cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Yehveh, Eu Sunt. Adică El nu are nici început, nici încheiere, El n-a intrat în ființă, El este și va fi întotdeauna că este Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Dar acest Eu Sunt, Eu Dumnezeu, s-a prezentat prin mai multe atribute în Sfânta Scriptură. Ca de exemplu, Eu Sunt, Jehova, Ire, Eu Sunt, Cel ce poartă de grijă. Și când zic, sfințească-se numele tău, recunosc că ăsta Eu Sunt care poartă de grijă. Eu am nevoi financiare, eu am nevoi familiale, eu am nevoi pentru copiii noștri, dar Dumnezeul la care eu mă închin este Jehova Ire, Cel ce poartă de grijă. Numele Său invocă autoritatea aceea și eu am încrederea că Dumnezeu mă ascultă când mă rog înaintea Lui. Eu Sunt, Jehova s-a prezentat în Biblie ca Jehova Rafa, Cel ce vindecă. Și eu când invoc în numele Lui Dumnezeu, eu recunosc că în Dumnezeu este puterea de vindecare. El de vindecare, mărit să fie Domnul. Când invoc numele Său, acestea sunt lucrurile care reies la suprafață. Când eu zic numele Tău, Doamne, Jehova, Coana, un Dumnezeu care este gelos, un Dumnezeu care ne vrea numai pentru sine însuși, pentru nimeni altcineva, și eu sunt chemat să mențin acea relație cu Dumnezeu până la moarte, fiind doar a Domnului. Jehova, Nisi, Dumnezeu, steagul tău, un steag ridicat în momentele de criză, când vin biruințe mari, care numai din mâna lui Dumnezeu puteau să vină. Jehova Shalom, Domnul pacea, eu sunt pacea ta. Adică în momentele de frică, de criză, de anxietate, El este pacea mea. De aceea, dragi surori, rugăciunea Tatăl nostru nu este doar o simplă rugăciune rostită, este un tipar prin care suntem chemați să ne rugăm. Și eu când îmi încep rugăciunea mea personală, sunt chemat să o încep din prisma acestor primelor expresii. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Adică încep rugăciunea în primul rând cu adorare și închinare. Doamne Dumnezeule, te preamăresc că ești Domnul. Îți măresc numele Tău că ești Dumnezeu. Te laud că ești Cel ce vindecă. Te laud că ești Cel ce dă biruință. Te laud că ești Cel ce dă ajutor. Te laud că mi-asculți rugăciunea. Dragi surori, rugăciunea de adorare coboară prezența lui Dumnezeu în locul în care te rogi. Noi de foarte multe ori ne-am obișnuit să ne rugăm, Doamne dă-mi. Mă uit la copiii mei când ne pun la rugăciune. Doamne, te rog să, Doamne, te rog să. Nici n-a pus să spui, Doamne, că încep cu te rog. Noi așa ne obișnuim să ne rugăm după nevoile care le avem. Doamne, mă doare. Doamne, m-a supărat. Doamne, e bolnav. Doamne, nevoie de bani. Doamne, casa mea. Doamne, nevoile mele. Noi numai nevoile noastre le știm. Pe undeva, pe la jumătatea, spre finalul rugăciunii, Doamne, îți mulțumesc că ești Dumnezeu meu. Începeți rugăciunea cu adorare. Că asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru mă învață că trebuie să încep rugăciunea cu un timp de adorare, în care recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu, ascultați-mă bine, și de n-apuc să mă rog pentru ce am eu literalmente nevoie. Dacă m-am rugat doar preamărind numele lui Dumnezeu, e mai mult decât îndeajuns. Pentru că am recunoscut că El este și este și Dumnezeul meu. Așa începe rugăciunea care ascultă Dumnezeu. Cu o rugăciune de adorare și cu mult mai mult că cât veți rezerva timp în rugăciune pentru laudă, veți observa că vă va crește credința în nevoile care le aveți înainte lui Dumnezeu. Păi când te gândești la atributele lui Dumnezeu, cine este Domnul, la ce a făcut El în Sfântul Cuvânt, păi cum să n-ai credință că Dumnezeu ăsta poate să facă și în dreptul tău și la nevoia ta? Ai un copil bolnav, dar au înviat morți în Sfânta Scriptură. Ai o nevoie de foame, dar au deschis ferestre în cer și au trimis mană în pustie. Păi tu crezi că Dumnezeu nu știe să-ți rezolve și problema care o ai tu? Crezi că Dumnezeu e așa de limitată cât numai la problema ta nu poate? La toți o putut, la tot Israelul la biruințe, dar numai la tine nu poate. Începeți rugăciunea cu adorare și vei vedea cum va lua o nouă nuanță viața de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Este prima parte. A doua parte, spune Sfântul Cuvânt mai departe, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Prin această sintagmă eu sunt chemat să recunosc că Dumnezeu are o împărăție care vrea să o instaureze pe acest pământ. Și eu sunt chemat să fiu participant la această împărăție a Domnului. Mai mult, ca împărat și suveran, are o voie a sa proprie și este singurul în stare și care are dreptul să dicteze tot ceea ce se întâmplă în viața mea. Și de aceea recunosc că aș vrea ca această voie sfântă, așa cum în cer, în Consiliul lui Dumnezeu este prezentată, să se plinească și aici pe pământ în viața mea. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că atunci când mă rog, recunosc că viața mea nu mi-aparține mie și recunosc că eu nu sunt aici de sine stătător și nu sunt aici nici împărat, nici suveran. De aceea revenim, dragi surori, nu că avem necaz pe cine are o viață mai bună, dar este o mare problemă când uităm să trăim în perspectiva eternității. Ne-am fondat să trăim doar aici și acum, să construim, să facem, să mergem, să dregem și trăim doar pentru acest pământ și am uitat că vine Domnul cu împărăția sa. Nu că-i rău să avem o casă, nu că-i rău să avem o mașină, nu că-i rău să avem lucrurile acestea, dar când trăim doar pentru perspectiva pământească, am uitat ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, căci patriarhii care aveau multe, multe bogății au trăit în această perspectivă ca și străini și călători în corturi, mărturisind că aveau o cetate mai bună la care vroiau să ajungă. Eu vă întreb, cât de mult vă mai însuflețește dorința după venirea împărăției lui Dumnezeu? Vie împărăția ta! Noi atunci când zice predicatorul la amvon și Duhul și Mireasa zic vino, hai fraților, Maranata, vino Doamne Iisuse. Și câte două persoane, amin. Așa ales să stăm așa liniștiți. Cât ne mai mișcă dorința venirii împărăției lui Dumnezeu? Știți că dacă avem probleme spirituale, n-am vrea chiar să vină Domnul. Am vrea să mai amâne Domnul, să le punem în ordine, să... Dar ce să așteptăm? De ce nu azi? De ce ne mărturisim astăzi ca să fim cu inima liberă, să vină Domnul cât mai curând? Doamne ajută la aceasta! În rugăciune mea după ce încep cu adorare, sunt chemat să recunosc că este o voie mai profundă ca și voia mea. Ai un copil bolnav, bolnav într-o stare în care doctorii nu te pot ajuta și apare întrebări. Doamne, de ce în familia mea? De ce în casa mea? De ce nu la ăia? Că uite, eu vin la biserică, eu particip la adunare, eu dau bani la săraci și uite că ai merg din vacanță în vacanță. De ce nu la ei, Doamne? De ce la mine în familie? Am o situație cu care eu mă confrunt și pentru mine este extrem de dificilă. De ce ai îngăduit asta la mine, Doamne? Aceste întrebări dovedesc faptul că noi încă n-am înțeles că Dumnezeu ca împărat face ce vrea, dar nu într-un mod abuziv, ci este o voie mult mai complexă, neînțeleasă de noi. De ce era bolnav orbul de 38 de ani? Că au păcătuit părinții lui? Că au păcătuit el? Și Domnul spune nu. Ci el a fost așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Și poate te-a ales pe tine, dragă mamă, Dumnezeu, să porți un copil în pânte, care să-l naști după multă greutate, după 9 luni de zile de greutate, de chin, de suferință, și apoi cu o naștere grea. Și acum să-l ții în brațe bolnav. Să spui, Doamne, ce e asta? După ce m-am chinuit, după ce am stat, am plâns noaptea pentru el și e bolnav. De ce nu-l vindeci? Pentru că are Dumnezeu un plan ca într-o zi, prin copilul acela să-și mărească numele. Nu știu cum, dar la vremea potrivită Dumnezeu își va dovedi slava. De aceea când zic, vie împărăția ta, facă-se voia ta, recunosc că Dumnezeu știe mai bine ca mine, vede mai mult ca mine, eu sunt limitat în ceea ce înțeleg eu, dar vede Dumnezeu mult mai departe, mărit să fie numele Domnului. Și sunt chemat să mă supun acestei voi a lui Dumnezeu. Adică rugăciunile mele va trebui să fie întotdeauna încadrate în ceea ce vrea Dumnezeu pentru viața mea. Altfel, voi trăi frustrări majore, mă voi necăji, mă voi supăra, voi striga, voi plânge. De ce, Doamne? Dar când recunosc că sunt chemat să-mi aliniez rugăciunea sub voia Domnului, eu știu că Dumnezeu nu greșește niciodată. Cuvântul îmi dovedește aceasta. Și asta mă pune să stau la îndemâna lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ și în viața mea. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Adică nevoile noastre care noi le avem, recunoaștem că vin tot din mâna lui Dumnezeu ca și biruințe. Dacă am reușit, dragii mei, să avem bani, să ne cumpărăm ce avem nevoie,
Nu vă măguliți că ați fost mai deștepți dumneavoastră ca alții, ci că Dumnezeu a deschis mâna pentru dumneavoastră. Că sunt mulți oameni mult mai înțelepți ca dumneavoastră, care stau lâncezind pe un pat de spital, cu toată înțelepciunea care o au. Dacă Dumnezeu n-ar fi dat sănătate, putere de muncă, să alinieze și economia și toate să meargă bine pentru vremea în care Dumnezeu a binecuvântat, n-ați fi avut absolut nimic. Dar Dumnezeu, care în dragoste și în milă a vegheat, ne-a binecuvântat. Și eu când mă rog ca pâinea noastră, ce de toate zilele să ne-o dai astăzi, recunosc că nevoile mele sunt purtate de grijă tot de Dumnezeu. El e Cel ce deschide mâna și de la El vine și mâncarea, și biruința, și ajutorul, și acestea ni le dă Domnul. Adică sunt chemat să vin cu cerințele mele înainte lui Dumnezeu, dar nu în ideea că, Doamne, dă-mi, că uite că am nevoie, că... adică să-L conving pe Dumnezeu de nevoia mea, că El știe ce am nevoie. Până mă rog eu. Eu când spun pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi, eu recunosc că de la Dumnezeu vin toate și mă aliniez nevoia cu puterea lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi că am nevoie în casă de asta, de asta, de asta. Și de aceea mă închin înainte, dar recunoscând că Tu îmi vei da ce am nevoie la vremea hotărâtă. Mărit să fie numele Tău. Asta înseamnă rugăciune care Dumnezeu o ascultă. Spune cuvântul și, nu ne, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ca să-mi asculte Dumnezeu rugăciunea, sunt chemat să mențin un echilibru împreună cu Dumnezeu în ceea ce înseamnă relația cu cei din jurul meu, dragi surori. Sunteți soții și mame în casă. Probabil că nu face nimeni mai multă greutate unei soții ca un soț. Ca așa sunt noi soții. Ne lăsăm ciorapi în cameră, ne-e foame, ne-e sete uneori, ne necăjim. Mai ne supărăm, noi nu plângem că nu avem voie și atunci ne frustrăm. Și dumneavoastră, n-aveți mai decât să ne răbdați pe noi. Și spuneți, e drept asta. Ei, e greu să fii o soție în casă. Dar mai mamă, că mama îi leac pentru absolut toate. Dacă îl doare pe copil, n-are nevoie de nimeni decât de mama. Dacă e supărat, are nevoie de mama. Dacă e foame, are nevoie de mama. Când îl caută pe tată, îl caută pe tată, se spune unde e mama, ca să o caută pe mama. Că așa sunt copiii care iubesc pe mama și așa este mama în casă. Câte momente nu apar în viața noastră când din cauza acestor mari presiuni și greutăți care stau pe umerii noștri, apar probleme între noi, ne supărăm, spunem câte un cuvânt la supărare, ne certăm în casă, dar numai eu fac aici, dar numai eu trag, păi dacă n-aș fi eu, ce-ați face voi? Și bine, spunea un frate păstor, când era soția bolnavă, m-am rugat, Doamne, vindecă-mi eu, că știi că fără ea eu sunt handicapat, nu pot face absolut nimic. Și eu împărtășesc sentimentul. Pentru că Dumnezeu v-a dat un dar deosebit. Soția spune că se rează-me pe soț, că vede în el tăria casă și bucuria că el e tata și stâlpul în casă. Dar vedeți că avem nevoie unii de alții. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Este inevitabil ca să n-apară probleme și situații între noi, divergențe între noi. Când eu intru în rugăciune, sunt chemat să recunosc că va trebui să mențin un echilibru în ceea ce înseamnă relațiile mele. Și dacă m-o supărat, să iert. Și dacă m-o întristat, să trec cu vederea. Și dacă mi-a spus un cuvânt care nu mi-a picat bine, să iert încă o dată. Pentru că așa cum iertăm noi greșelile, așa ne va ierta și pe noi Dumnezeu. A, dar stai, da, da. Nu, nu, dar ăsta chiar că m-a enervat, tu nu înțelegi. Că dacă ai stat tu în casă cu el, ai vedea cum ar fi. Și eu vă spun, dragi surori, gândiți-vă la Abigail. Vine femeia aceasta căsătorită cu un om pe nume Nabal, adică nebun, în traducere. Și vine la David. Și vine David mânios cu bărbații să-l omoare pe Nabal și toată casa lui, că Nabal, fără minte, a făcut-o ca Nabal. Și acum, în timp ce vine David, apare Abigail. Și mă surprinde că nu-i spune Abigail lui David, băi, tu vii acum mânios că-s strigat să tine o singură dată. Dar eu în fiecare zi am de face cu el. Când îi fac ouă, nu-i bucuros. Dacă îi fac bacon, nu-i bucuros. Dacă îi spăl haine, nu-i bucuros. Odată o striga și la voi și v-ați enervat. Dar eu, în fiecare zi, nu. Abigail nu spune un cuvânt rău de soțul ei. Dragi surori, mențineți un echilibru în familie, în rugăciune ca să va fi ascultată rugăciunea, prin a ierta ceea ce vi s-a greșit, ca Dumnezeu să vă ierte și pe dumneavoastră. Sunt multe de vorbit la capitolul acesta. Ca să menținem un echilibru, suntem chemați să iertăm, ca să ne asculte Dumnezeu și rugăciunile noastre. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Adică realizăm că Dumnezeu este Cel care poate îngădui încercare și poate îngădui biruință în casa noastră. Satana nu poate să facă absolut nimic.
Și ascultați-mă, această expresie nu este cum o înțelegem noi greșit de multe ori. Adică cum Dumnezeu ne bagă în ispită? Da, de unde? Da, de unde? Dar observați ce învață expresia aceasta. Satana, cât de rău el, cât de prăpădit el, nu poate să facă absolut nimic, nici unia dintre noi, dacă stăpânul nu-i dă voie. Asta mie îmi spune că eu nu sunt în plasa celui rău și încep să mă văicăr, să-ți bier, Doamne, îmi pierd copiii, uite că copilul a intrat pe internet, vai de mine, ce mă fac, Doamne Iisuse, dar scapă-mi copii. Nu, pentru că eu știu că diavolul nu poate să facă absolut nimic asupra familiei mele, afară de ce stăpânul îngăduie ca și încercare. Când a vrut să-l încerce pe Iov, diavolul a venit la Dumnezeu, îmi dai voie? Și Domnul îi spune, da, până aici. Observați că dacă ar fi putut, l-ar fi omorât din prima zi, dar pentru că Dumnezeu nu i-a dat voie, nu a putut face nimic fără voia lui Dumnezeu. Asta pe mine mă învață că sunt chemat în rugăciunea mea să recunosc că în lupta cu cel rău, eu nu intru în panică, Doamne, mustră pe Satana, Doamne, fă... Dar ce mi-e de face cu Satana? Dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu e tatăl meu și el ca tatăl meu e mai mare ca orice putere în lumea aceasta. Doamne, mă uit la lupta care este în casa mea, dar recunosc că mai mare ca lupta asta ești Tu, Doamne. Recunosc copiii mei, copiii Tăi, Doamne. Recunosc că Tu vrei să dai mântuirea în casa mea. De aceea vin înainte și zic, Doamne, scapă-ne și dă-ne biruință. Asta înseamnă rugăciune ascultată de Dumnezeu. Și în încheiere, zice Domnul Hristos, căci a Ta este împărăția, puterea și slava. Amin. Adică mă reîntorc înapoi la laudă și la mulțumire. Mă reîntorc înapoi să-L preamăresc pe Dumnezeu, să-I dau slavă la Dumnezeu. Și aceasta cimentează în inima mea că tot ce m-am rugat, Dumnezeul acesta mare ascultă, aude și știe să dea biruința. Lui puterea. El e cel ce dă biruința. Când te rogi astfel, dragă soră, dragă mamă, să știi că Dumnezeu va asculta rugăciunea ta. Rămân întrebări încă de răspuns, ca de exemplu, de ce n-ascultă Dumnezeu toate rugăciunile? De ce nu se vindecă toți bolnavii? De ce nu? Și sunt multe alte întrebări și poate în a doua sesiune vom mai acoperi câteva dintre ele. Dar ca să ne asculte Dumnezeu rugăciunea, suntem chemați să ne aliniem sub acest tipar de rugăciune. Învățați împreună copiii rugăciunea Tatăl nostru, dar mai mult decât au recitat ca o poezie, învățați-i ce înseamnă rugăciunea Tatăl nostru, ce înseamnă să te rogi în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Și când vă veți ruga astfel, dragi surori, veți vedea că va intra pace în inima voastră, veți vedea că rugăciunea va avea o nouă nuanță, veți vedea că rugăciunile vor fi ascultate și vă veți bucura de faptul că Dumnezeul care este Tatăl nostru știe să răspundă la nevoile noastre. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și acum vrem să intrăm într-o rugăciune în care, așa cum au făcut ucenicii, să facem și noi. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și dacă până azi n-ați știut cum să vă rugați, n-aveți nevoie de altcineva decât de Duhul Sfânt să vă învețe, căci El ne ajută în slăbiciunile noastre și se roagă împreună cu noi. Hai să intrăm în rugăciune. Doamne, învață-ne să ne rugăm.